părea imposibil acum câteva luni, iată că acum avem un pachet de măsuri privind debirocratizarea. Cât de dificil a fost să centralizați toate propunerile venite din partea cetățenilor, să le puneți cap la cap și să discutați cu instituțiile? Ați constatat cumva rezistență la schimbare din partea instituțiilor? Ah, da. Dificil n-a fost să colegem de la cetățeni, împotriva, aia a fost cea mai ușoară și mai entuziasmantă parte din proces. Am făcut împreună cu Andra și cu colegii de la Cancelarie acea platformă mai simplu gov.ro și reacția oamenilor a fost absolut extraordinară. Împreună cu Andra discutam ce o să ne facem noi dacă avem, nu știu, 20 de răspunsuri și părea așa că guvernul lansează consultarea cu cetățenii și nimeni nu este interesant. Deci asta a fost stresul nostru cu o seară înainte, pe lângă faptul de a pune diacritice, pentru că am descoperit că nu intraseră în soft diacriticele. Și a fost stresul și a anunțat primul ministru în deschiderea ședinței de guvern și a fost efectiv o explozie, mii de propuneri foarte concrete. Deci aia a fost partea ușoară. Partea mai grea a fost apoi de a împinge ideile astea în cadrul administrației. Cred că am putea scrie un roman împreună cu Andra despre poveștile astea. Și îi mulțumesc și vreau și să insist pe prezența ei aici, pentru că ea a adus greul acestei munci de furnică pe texte legislative și pe discuții permanente cu instituții. Și în contextul ăsta am un mesaj de la premierul Cioloș pentru Hot News, pe care l-a pus și pe Facebook aseară, pentru că țin minte gluma voastră de 1 aprilie, în care spuneați că ordonanța de urgență dată de guvernul Cioloș pentru debirocratizare, pentru că am primit foarte multe telefoane în ziua aia de la oameni care cereau detalii. Și în contextul ăsta, eu și cu Andra ne spărgeam capetele să convingem, nu știu, ANOFM de pildă, că nu e nevoie de adeverință medicală la fiecare șomer care intră în bază de date, sau ANEPIS-ul, că nu e nevoie să vină mamele cu 3 dosare, așa mai departe, și efectiv nu știam de unde să mai luăm și vine gluma Hot News care spune că deja făceam asta. Deci acum este și o mică răzbunare a guvernului pe Hot News, dar ați avut rolul vostru în povestea asta pentru că ați energizat niște oameni. Dar de acum înainte, în cazul în care vor mai fi semnalate situații absurde, că mai pot apărea în diverse situații, mai pot fi trimise propuneri și în așa fel încât să fie făcute modificări și completări asupra pachetului legislativ, mai pot fi trimise propunerile pe acea platformă mai simplu.gov.ro? Eu nu vreau să creăm așteptări nerealiste. Asta este un pachet care, plecând la identificarea celor mai frecvente cazuri și mai ușor de desfințat, au făcut acest lucru. După părerea mea, ar trebui să fie un job permanent al guvernului și avem și un fel de obligație europeană, strategia digitală care vorbește de această simplificare administrativă, doar că nu prea știam de unde să o apucăm noi, România, ca stat, nu ne referim la oamenii de la cancelarie. Cred că problema fiind permanentă și soluția trebuie să fie permanentizată. Problema de fond este că birocrația își creează motive de a exista și motive de a se coperi de hârtii, fără să fie, nu vreau să spun că este o conspirație oamenilor, dimpotrivă, fiecare care știe doar bucățica sa încearcă să se acopere de hârtii și să găsească o raționalitate fără a se gândi ce se întâmplă cu această hârtie peste hârtie peste hârtie, ce se întâmplă la consumatorul final, care este cetățeanul. Acest exercițiu, până la urmă, a fost un exercițiu de empatizare a guvernului de la cel mai înalt nivel, la nivelul premierului, cu cetățeanul care este ultimul lanț, ultima verigă pe acest lanț și el este cel care suportă circuitul de hârtii. Dar eu nu mă îndoiesc că vor apărea, chiar noi am fost criticați pentru acea aberație de la aeroport, de pildă. Da, și pe drept cuvânt. Deci Ministerul Transportului a greșit grav atunci, introducând un nou dosar de acreditare pentru aeroport, s-a creat acea țintă. Deci în timp ce noi ne chinuiam să tăiam niște hârtii, un alt minister de capul lui inventează noi hârtii pe motive de antiterorism. Așa se lupta cu terorismul cu hârtii. E un exemplu că
acest mod de a exista la administrație îi produce în continuare aberații și, după părerea mea, trebuie să fie o sarcină permanentă a centrului guvernului, pentru că acolo este cel mai bine situată ca forță politică, pentru debirocratizare. Ce s-a întâmplat acum a fost un push uriaș, un efort uriaș la nivelul primului ministru. Sper să continue, există această intenție. Oricum, continuă partea de implementare. Primul ministru a cerut Cancelariei și Ministerului pentru Dialog Social să vină cu rapoarte de implementare a ce se întâmplă cu acest pachet legislativ, dar ar trebui să fie ceva permanent și la guvernele următoare. Legat de implementare, am asistat ieri să vreau la o discuție între două femei. Și una dintre ele se plângea, domnule, am foarte multe drumuri de făcut astăzi, trebuie să legalizez niște hârtii. La care cealaltă zice, păi dar m-a văzut că nu mai trebuie să legalizez nicio hârtie. Și cealaltă zice așa, domnule, ei, lasă, cine știe când o să intre în aplicare? Ideea e când o să intre în aplicare. Ok, s-a aprobat acum două zile, dar efectiv, implementarea, când se va face? Timingul diferă de la măsură la măsură și trebuie să o luăm pe rând. O las pe Andra să vă dea niște detalii. În ce privește copia legalizată, această ordonanță legiferează principiul că nu se mai cere. Acum această copie legalizată apare ca cerință în poate mii de legi, HG-uri, ordine ale unor instituții. Trebuie făcut inventarul lor. Dacă fiecare instituție trebuie să-și le anuleze din principiu, sau cetățenii pot merge cu ordonanță, spune asta este legea în vigoare, nu aveți voie să-mi cereți chestia asta. Eu încurajez pe cetățeni să insiste și dați chiar de în judecată instituțiile care nu aplică automat această ordonanță. În cazul la, care tribunal. La tribunal. Deci adică este... nu există o instituție la care să se adreseze și să spună, nu știu, am întâmpinat nu știu ce probleme legate de... Deci dacă este o problemă de interpretare legislativă, justiția este cel care trebuie să o rezolve. Din câte știu eu, va fi acest recensământ al cazului în care se cere copie legislativă și un fel de acte secundare. Spune-mi da, deci în cazul copiei legalizate, din motive de tehnică legislativă am instituit acest principiu. Sunt foarte multe acte, nu au putut fi identificate și atunci se va aplica imediat acolo unde copiile legalizate au fost stabilite prin ordin de conducător al instituției. Dar dacă vorbim despre HG-uri aici, guvernul își va face propriul inventar, iar la nivel de normă primară, de lege, Consiliul Legislativ va face acest inventar și în decursul timpului se va propune modificarea acestor acte normative. Deci de la aplicarea ordonanței va începe realizarea acestui inventar și rând pe rând vom modifica aceste norme. Dar atenție, asta este de clarificare legislativă. Da. Nu înseamnă că obligația nu dispare. Exact. Da, ar trebui să dispare de astăzi. Da. Da, deci obligau ca regulă generală nu se mai cer copii legalizate. Pentru a fi absolut clar legislativ ce înseamnă asta, trebuie schimbate și toate cele din urmă. Bun, și efectiv, când am putea să vorbim despre o debirocratizare? Deci cu toate măsurile... E un proces. E un proces care a început acum și mi se pare că acest prim pas a fost foarte important. Foarte important. Deci în discuțiile noastre cu ministerele și cu instituțiile, de fapt, și cu persoanele care lucrează acolo, deci am avut, am dat un manager public care a zis, este revoluționar. Nu am crezut că o să se întâmple așa ceva în administrație. Pentru că, de fapt, instituțiile au devenit mai cooperante exact în momentul în care și-au dat seama că există voință politică pentru asta, că este o realitate și că, într-adevăr, o să facem debirocratizare. Și e un proces care zic că a pornit foarte bine și de acum înainte o să ne ocupăm de monitorizare, implementare și cetățenii să ne ajute cu asta și să se sesizeze, să știe care sunt măsurile și să spună în relația cu instituțiile că există aceste măsuri și va fi un proces continuu care Comisia de Tăiat Hârtii nu s-a terminat doar la prima inițiativă. Spuneați pe pagina de Facebook că vor fi probleme la implementare, că vor fi diferite interpretări din partea instituțiilor, exact care ar putea să fie probleme și de ce să interpreteze instituțiile diferit niște prevederi legale clare. Pentru că nici până acum nu existau, trebuie să înțelegem că aceste hârtii, aceste aberații birocratice nu au apărut printr-o lege. Cineva a dat o lege, a spus această procedură aberantă se instituie de astăzi. Dacă ar fi fost așa, cum ar fi fost ușor, pentru că venea acest guvern și spunea aceasta este o aberație, o desfințăm, simplu. Haideți să dau exemplu cu mamele.
care este deja celebru, pentru că primul ministru l-a spus atunci când a anunțat această platformă, și oricine a născut recent în România știe cum este. Nu există o lege sau o normă de orice fel care să spună exact la nivel uniform, la nivel întregii țări, care este dosarul pentru mame sau care este numărul acestor dosare. Diferă de la un județ la altul sau de la un sector la altul la nivel de București. Așa s-a ajuns la asta pentru că fiecare agenție județeană sau de sector avea propriile proceduri. Și propriile proceduri veneau din faptul că venise curtea de conturi la instituția și a spus: dar de ce i-ai dat lui Maria ăsta? Pentru că nu ți-a adus copia legalizată de pe veniturile din ultimii 3 ani. Și atunci a spus: a, da, bine, atunci le cere Mariei sau următorilor Marii, cerem această copie legalizată. Deci așa s-a ajuns. Și problema este că de unde o iei să refaci acest proces? Și am creat această obligație de a avea o reglementare unitară, de a avea un singur dosar la intrarea în plată pentru indemnizație și pentru alocația pentru copil și un eventual al doilea dosar pentru mamele care se întorc la muncă înainte de termenul legal, pentru că evident nu poți să știi la început când te întorci. Deci o simplificare a acestei probleme care nu se gândise nimeni, și eu încă mi-amintesc o discuție care pentru mine a fost traumatizantă cu șeful acestei agenții, care mi-a spus: nu, aceasta nu este o problemă, pentru că este, mai țin minte cum a fost, era cu că nu mi-a spus că batem câmpii, dacă am așa să înțelegea, pentru că nu apare în HG chestia asta. Am spus noi că sunt 3 dosare. Eu știind că m-au un copil mic, știind cât de greu a fost să facem acel dosar, spus: doamne, cum să nu apară 3 dosare? Păi așa este, păi nu apare în HG. Și, doamne, dacă nu apare în HG înseamnă că nu există. Eu vă spun că asta este practica. Și știți ce am făcut? Am fost întors la guvern și eram într-o discuție la cancelarie, erau mai multe doamne de față și le-am spus cine a născut recent să-mi facă un testimonial și l-am pus și am avut, nu știu ce am făcut cu ele. Scrie acolo: eu, Adina Cutare Ionescu, lucrez la cancelarie și spun că. Și mi-a spus povestea și m-am dus înapoi la șeful agenției și am spus: domne, o femeie asta lucrează la guvern și ele spun că au pus 2 sau 3 dosare în funcție de ce dosar. Cum spuneți? Și atunci a fost un fel de iluminare așa și a spus: bine, haide să găsim o soluție. Dar până atunci nu se gândise nimeni să se pună și în papucii cetățeanului și să aibă legătură cu această agenție. Șeful acestei agenții și el săracu are multe pe cap. Dosare, curte de conturi, sistemul IT care și ăla este varză și așa mai departe. Numai la reducerea numărului de hârtii nu se gândise și de asta insist eu că ăsta trebuie să fie un job permanent coordonat de la cel mai înalt nivel, pentru că altfel nu se întâmplă lucrurile și acum s-a blocat. Deci la un moment dat s-a neblocat. Deci la un moment dat erau așa de multe, fiecare spunea că nu. Și mă duceam eu, consilier de stat, cu Andra, consilierul primului ministru, și ne duceam și ea spunea nu. Ce faci în situația asta? Nu vreau să renunț la definiția medicală pentru șomaj, de pildă. I-am spus: doamne, fosta președinte la ANOFM, dar de ce vă trebuie adeverință medicală de la toți șomerii care intră în baza de date? Mi-a spus: păi, domnul consilier de stat, dacă găsesc eu un job, nu știu, de ospătar, unuia care nu are un picior. Și, serios, doamna, asta este problema dumneavoastră? Câte joburi găsiți dumneavoastră? Că aveți o agenție care este ineficientă și ne dă Uniunea Europeană 100 de milioane de euro acum la Ministerul Fondului Gestionăm pentru reforma acestei agenții, care este celebră că nu găsește joburi aproape la nimeni. Da? Și era problema că dacă găsești joburi, unuia care nu are un picior. Asta are nivelul de aberație. Și m-am întors la primul ministru, nervos, mărturisesc, și am spus: nu merge. Deci nu merge să îi convinge pe fiecare în parte. Ori facem noi de sus acest pachet legislativ și îl impunem, ori nu o să-l rezultăm nimic. Și până la urmă s-a ajuns la impunere? Și primul ministru a zis: da, scrieți-l voi. A început Andra, este autora, este juristă, este autora, și apoi a mai apărut un blocaj, pentru că sistemul de legiferare și de decizie presupune avize fix de la aia care trebuie să le bași pe gât schimbările. Și am început al doilea puș cu avize, telefoane de la Dragoș Dorache, șeful cancelariei. Eu deja, la un moment dat, am ieșit de pe firul ăsta pentru că am fost trimis la Ministerul Fondurilor Europene și Andra a rămas cu avize, până când din nou a ajuns problema la primul ministru și a zis: ce s-a mai întâmplat cu aia? Păi, nu avem avize. Și a zis: sunt 2 săptămâni, avizele s-au dat pe toți afară. Și așa am ajuns la ședința de guvern celebră, care s-a terminat la 9 seara și am adus pe ordonanță. Dar cu ce instituție a fost cel mai dificil de discutat? Aș zice că nu a fost nicăieri ușor, pentru că a fost un șoc pentru fiecare inițial. Adică pentru ei exista o justificare clară pentru fiecare adeverință, fiecare act.
Și, de fapt, fiecare scotea în față cel mai mult curtea de conturi, la drept vorbind. Așa că a fost o luptă de convingere. Cred că în momentul în care ne-am dus și am zis, da, trebuie, asta e, se întâmplă și a fost varianta top-down, au văzut că nu se poate altfel și atunci mai bine să facem împreună decât să ajungă să implementeze ceva ce poate nu ar fi ok. Haideți să vă spun eu și ca să nu mai vorbim numai de ce ca s-au pus să spun și oamenii care au ajutat. Deci, în primul rând, evident, Dragoș Tudorache, șeful carcelarii, care a avut leadership-ul politic și când eram eu acolo și după ce am plecat eu de acolo, pentru că el era șeful instituției și a susținut enorm. A fost o descătușare enormă atunci când Dragoș Pătularu a preluat mandatul de ministru al muncii. Pentru că predecesoarea, și pare că trebuie să o spun, dăduse semnalul că ăștia la cancelare ne enervează și fiecare funcționar la multele agenții de la Ministerul Muncii sau ceva și se plângeau că doamna ministru, ce bără ăștia ne bat la cap ăștia la cancelarie cu hârtiile. Doamna Violeta Alexandru a avut un rol în a sprijini tot acest proces și a avut leadership pe unele dintre hârtii, la un moment dat ne-am împărțit, a luat ea unele, noi unele, pentru că noi când nu aveam timp să discutăm cu toate instituțiile. Deci au fost mai mulți oameni care au făcut push permanent pe acest proces și a fost o întâlnire cu o din săptămâna înainte de asta cu ședința de guvern, în care cred că eram 5 miniștri și 3 secretari de stat încuiați într-o... Eu am stat acolo ca invitat pentru că... Dar nu o să vă spun care sunt, au fost 5, credeți-mă. Încuiați într-o cameră la cancelarie cu șeful cancelarie care a spus nu ieșiți de aici până când nu agreem la nivel politic de miniștri secretari de stat toate punctele care au rămas nerezolvate. Și așa s-a întâmplat. N-am ieșit de acolo. Repet, eu m-am dus acolo, prin Ministrul Fondurilor nu aveam atribuții directe, m-am dus ca invitat ca să asist și eu la această ședință care, până la urmă, a fost istorică, cred. Păcat că nu va sta niciodată o minută aceste ședințe. Pentru mediul de afaceri, că și ei așteaptă, și ei se plândă de birocrația mare, că sunt ca o tot felul de formulare care ar trebui simplificate, când ar putea să apară un pachet asemănător? De la bun început a fost o despărțire, așa este și gândită platforma. Platforma mai simplu în Govro este o parte pentru cetățeni, o parte pentru afaceri, iar eu cu Andra ne-am asumat partea de cetățeni, ne însemnând că partea de afaceri a rămas de izbește. Doar că acolo nu a fost gândit ca un pachet unic, acolo s-a mers pe strategia inițială de a vorbi cu fiecare instituție în parte și de a se face schimbări progresive. Ce s-a întâmplat? Deci ANAF-ul cu noua conducere ANAF a simplificat cele două formulare. Ok, au fost nemulțumiți că n-a fost simplificate destul. Se reia acest proces. Mai sunt niște simplificări la Registrul Comerțului. Mărturisesc că nu ne ocupându-mă direct de partea de business, nu știu exact cum am mers procesul acolo, dar este un proces care continuă și pe partea respectivă. Și mai am o ultimă întrebare. Acum funcționarii vor avea categorii mai puțin de lucru. Nu? Poate ajunge aici, nu? Nu s-ar putea, nu și-ar putea simți amenințate locurile de muncă? Nu, asta e o îngrijorare generală, dar nu este neapărat adevărat. Ideea e că persoanele respective pur și simplu îi ajuți să își eficientizeze munca. Asta nu înseamnă că nu o să mai fie nevoie de locurile respective de muncă, pentru că nu, nici pe departe nu am ajuns acolo încât lucrurile să fie robotizate și pur și simplu nu mai trebuie omul să mai stea atâta la ghișeu sau nu trebuie să mai existe așa o mare aglomerare, adică lucrurile vor fi mai eficiente, tot procesul va fi mai eficient. E doar o introducere, adaptare la realitățile tehnologice, ceea ce deja nu mai putem să negăm până la urmă și ne folosim de tehnologie nu... ca să ne ajute să scutim timp. Dar toți funcționarii sunt adaptați la... Păi nu, de asta este un proces mai îndelungat și de asta am luat în calcul și măsurile se aplică deocamdată în administrația centrală și cu timpul va ajunge și la nivel local, pentru că urmează și un HG pe digitalizarea și informatizarea instituțiilor publice și administrației publice, de fapt, și avem mai multe strategii guvernamentale pe asta, strategie pentru dezvoltarea capacității administrative, strategia Agenda Digitală a României și este un proces care a început acum și se termină o primă parte în 2020. Așa că e un...
se vor întâmpla în timp etapizat. Nu putem spune că de pe o zi pe alta lucrurile, și avem în vedere tot timpul și felul în care funcționează administrația și capacitățile tehnice pe care le au. Principala problemă este și de resursă umană, dar resursa umană poate fi foarte ușor adaptată. Adică cineva care primea până acum o hârtie cu ștampilă poate fi foarte ușor învățat să primească pe e-mail. Dacă s-a creat cadrul necesar acum să se trimită documentele pe e-mail la instituții. Sau cineva care primea copie legalizată, nu văd de ce nu s-ar uita la buletin să scrie pe copia normală conform cu originalul și asumă răspunderea și așa mai departe. Adică asta nu este o problemă. Problema este mai degrabă la partea tehnologică, pentru că România a ratat prima tentativă de digitalizare a administrației. Asta este problema și de aici frustrarea mea și tot ce am spus pe partea de digitalizare, pentru că am descoperit împreună cu Andra, în cadrul acestui proces, imposibilitatea fizică de a se trimite informații de la o instituție la alta, ceea ce este inimaginabil, inacceptabil. Și de fapt, problema este că statul ne-a tratat pe noi cetățenii până acum drept cărăuși de informații de la o instituție la alta. În loc să facă orice, să-și dea între ele aceste instituții, ne-au pus pe noi să cărăm. Bun, spunea cineva la începutul, când am lansat platforma, apoi dați o ordonanță de urgență prin care să spuneți statul nu mai are voie să ceară o instituție pe care o altă instituție a statului o are. Ok, și dacă am fi dat această ordonanță, ce se întâmpla? Nu se întâmpla nimic. A fost o idee. Hai să dăm așa o ordonanță. Nu se întâmpla nimic în practic, pentru că nu există posibilitatea tehnică acum să se învârte această informație. Când va exista posibilitatea tehnică? Va exista, sunt următorii pași. Primul pas este interoperabilitatea reală. Primul, pasul de minus, ca să zic așa, ar fi că instituțiile să aibă control pe propriile baze de date. Asta e altă problemă. Da, deci sunt niște cazuri absolut îngrozitoare și inacceptabile în care instituțiile sunt șantajate de firme că nu au acces la propria bază de date. Da? Pentru că nu au codul sursă, s-a expirat contractul, a fost prost făcut și aceste firme șantajează. Am spus și repet ideea asta, sunt aplăt unei soluții dure în relația cu aceste firme. Șantajează pentru a obține ce? Pentru a obține un nou contract de mentenanță. Dacă nu-mi dai bani, nu-ți dau acces la propriile informații. Este inacceptabilă chestia asta. Au fost contractele prost făcute. Și repet, sunt și avertiz aceste firme că se discută o poziție de forță în raport cu ele. Nu, și nu pot să arunc în aer sistemul făcând declarații responsabile. Spun doar că există această îngrijorare și realitate la mai multe ministere și că dacă nu se potolesc cu șantajele, o să intervenim în forță. 2. Pentru viitor, această ordonanță de urgență rezolvă problema obligând instituțiile ca pentru viitoarele achiziții publice codul sursă să fie proprietate publică. Deci nu vor mai fi niște firme care au ele în gestiune bazele de date și dau acces statului la propriile informații despre cetățeni doar dacă vor și dacă plătim în plus. Asta se întâmplă toate instituțiile publice? Sau nu, sunt instituții care și-au făcut bine contractele. Nu știu, vă dau cazul trezoreriei. La trezorerie are un contract beton pentru dezvoltarea acelui sistem Trezor care a pus, pentru că am și luat, cred că, un model pentru textul legislativ de acolo, în contractul lor. Nu este uniform, dar au fost cazuri de acest gen de irresponsabilitate, din partea irresponsabilitate, prostie, sau au fost oamenii companiilor, nu știu să vă spun. Sunt fel de fel de zvonuri, că se scriu la companii ceva controle care trebuie să face. Nu vor fi controle, am anunțat deja și am și trimis la DNA un caz. Mă întorc la idee. Deci această ordonanță de urgență se trează pentru viitor acest principiu universal valabil că nu se mai fac achiziții publice de IT fără să fie proprietatea deplină și finală la instituția publică. Asta e ce putem să facem pentru viitor. Odată ce ai îndeplinit acest control pe bazele de date, vine pasul 2 de interoperabilitate. Și aici fiecare instituție a făcut contractele de IT fără să se gândească cum să lege cu altele. Fiecare este o insulă. Și de asta schimbăm noi cu hârtii de colo-colo, pentru că ei nu și-au fost în stare. Și aici sunt doi pași. Primul pas este crearea la Cancelaria Guvernului a acestei poziții de CIO guvernamental, coordonator al tehnologiei informației la nivelul centrului guvernului.
care se va ocupa tocmai de impunerea acestor standarde de interoperabilitate, astfel încât toate sistemele informatice să fie dezvoltate după aceleași criterii și standarde, astfel încât să poată fi interconectate între ele și să nu mai avem aceste probleme. Asta este partea de reglementare și control politic la nivelul cancelarii. Dacă vorbim de bani, Ministerul Fondurilor Europene gestionează o linie de finanțare pentru interoperabilitate, big data și guvernare electronică. Și spun aici în mod clar că nu vor mai fi bani luați de către instituții din această linie dacă nu se asigură de la bun început interoperabilitatea sub controlul acestui CEO la nivelul guvernului. Deci nu fiecare instituție de capul ei își face interoperabilitate, ci conform unui plan guvernamental primesc bani în ordinea și modalitatea care este decisă pentru acest plan de interoperabilitate. Banii europeni nu sunt destui. Vor fi și bani naționali, sper, în acest plan și sper că nu este ceva care se poate face până în decembrie. Sper ca viitoarele guverne să continue acest plan, astfel încât să spunem în perspectiva 2018, întreaga administrație, cel puțin centrală din România, să comunice una cu alta și să putem uniformiza acest principiu că nu se mai dau, că informațiile se dau între instituții. Ce am făcut prin această ordonanță de urgență și memorandum a fost să creăm posibilitatea ca și cu aceste insule propriu-zis să-și are instituțiile una de la alta, cu caz zero de pildă. Nu numai ne ducem noi, ci și a poliția și cu diverse instituții. Dar tot este o modalitate primitivă pe nimeni, în loc să-și ia automat bazele de date. Urmând ca atunci când va fi posibilitatea tehnică, memorandumul creează această obligație de interoperabilitate reală. Deci un fel de primul pas acum, pasul 2 atunci când va fi posibil tehnic.